Bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Reporte 24. Sunt Ionu Jivcu. Revenim cu emisiunea noastră într-o vreme în care problemele românilor sunt departe de a fi finalizate. Vorbim odată de criza sanitară, suntem în plin val 5. Spitalele parcă nu sunt așa aglomerate ca în valul precedent, parcă ceva totuși s-a schimbat, dar virusul există, oamenii suferă. Mai departe, este o adevărată criză a facturilor, a prețului la energie. Suferim noi, cetățenii de rând, dar sunt și mari consumatori de energie care se confruntă cu probleme serioase și unii dintre ei au anunțat reducerea capacităților de producție din cauza acestor lucruri. Sunt probleme despre care sperăm să auzim că într-un timp cât mai scurt, măcar până se termine iarna, cel puțin în cazul crizei din energie, vor fi finalizate. Vom discuta despre toate aceste probleme și despre actualitatea politică, cum ne place nouă românilor să vorbim așa de pe margine, despre ceea ce se întâmplă la București sau aici, depinde, cu noul subprefect al județului Olt, din partea PSD Olt, domnul Cosmin Floreanu. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat, iată, prima apariție TV de la numirea în funcție. Bună seara, mulțumesc frumos pentru invitație. Trebuie să spunem, domnul Floreanu este unul dintre cei mai tineri reprezentanți ai Guvernului în teritoriu. Bine, generația noastră, deja suntem în acea generație și, da. Și din ce în ce nu prea mai suntem noi tineri, ne apropiem și noi cu baj repede să schimbăm prefixul, dar până atunci simt nevoie așa să precizez că generația 86, chiar așa scriam pe Facebook atunci când am auzit că ați fost numit în această funcție, generația 86, iată, ușor vine la putere. Domnule Floreanu, haideți să vorbim un pic cum a fost propunerea de a veni la prefectură. Veniți dintr-o poziție din conducerea spitalului, practic director economic erați acolo. Director financiar contabil, da. Cum a venit? Cum se fac genul ăsta de... Și mai ales trebuie să precizăm, uite, în județul Olt, cel puțin, sunteți primul reprezentant al PSD care beneficiați, acum mă gândeam, care beneficiați de... Schimbarea statutului prefecțiilor și a subprefecțiilor. Adică puteți să rămâneți și membru de partid. Da. Bine, asta mulțumim domnului Ceche Otila, domnilor de la USR, care acum se dau fete mari și atunci au acceptat această politizare. Când a vrut PSD-ul să o facă prin 2016, au sărit toți ca arși că se politizează prefectura și că vezi, domne, ce rău o să ajungem. Uite că sunt vreo 2 ani și ceva, la cum se fac 2 ani? Nu cred că sunt. Nu, 2 ani sunt sigur și nu s-a întâmplat nimic. Cum a fost, domnule? Punctul meu de vedere a fost un demers normal, acela de a politiza funcția de prefect și subprefect, pentru că nu făceam decât să ne mințim pe noi înșine. În momentul când cineva era din partea unui partid politic, era propus pentru a ocupa una din aceste funcții, practic își dădea demisia din partidul respectiv, dar în continuare făcea... Cocheta, să spunem așa, cu respectivul partid politic. Acum ceea ce s-a făcut a fost practic un lucru normal și firesc. Și s-a văzut când s-a schimbat guvernul, când s-a schimbat majoritatea parlamentară, cum e democratic până la urmă, că așa e în democrație. Cei mulți au puterea. Corect. Cât o țin, până când sunt înlăturați prin mijloace democratice. Și când s-a schimbat guvernul, iată, au plecat unii și au venit ceilalți, dumneavoastră de la PSD. Haideți să reluăm răspunsul. Cum ați primit propunerea? Cum vine? A fost un lucru care m-a onorat, propunerea de a ocupa această funcție. Am primit-o cu o bucurie moderată, vă spun așa, pentru că e o responsabilitate uriașă, mai ales în momentul respectiv, în momentul actual, pentru că datorită crizei economice, crizei pandemice. Și de asta trebuie în momentul, în acest mandat, îmi propun să fiu persoana, aliantul care face legătura între administrațiile publice locale, guvernul și totodată să pot să preiau nemulțumirile cetățenilor pe care le au în problemele care ce țin de prefectura. O să le putem în mare măsură care le putem noi rezolva local, iar restul problemelor care nu pot fi rezolvate local să fie transmise către persoanele
de către guvern, superior. Da, către ministerele care țin. Trebuie spus, prefectura coordonează așa zisele de concedate, adică instituțiile astea de care ne lovim noi toți, șomajul, AJFM-ul, cum îi zice ăsta de plătește alocațiile, AJPIS, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecții Sociale, ITM, cam tot ce înseamnă instituții de care cetățeanul se lovește și de asta spunea domnul subprefect, noi mai facem aici și un fel de cultură civică, încercăm să educăm oamenii și să le explicăm până la urmă, să înțelegem cu toții pe ce lume trăim. Dar uite, aveam o curiozitate, când a venit propunerea, ați acceptat pe loc sau ați avut un timp de gândire? Cum se face în genul ăsta de... Nu, n-am acceptat pe loc. Am cerut un timp de gândire pentru că a fost o decizie pe care a trebuit să o iau în cadrul familiei, corect, deoarece implica o schimbare a programului obișnuit. Eu am un copil de 3 ani, avem program cu grădiniță, cu... Sigur, așa și eu am un copil de 6 ani și toți suntem părinți, mulți înainte și... Și a trebuit să fie o decizie pe care am luat-o în sânul familiei. Foarte, foarte ok. Uite, aș mai vrea să mai apreciez ceva, că uite, acum mă lau și eu, am fost între primii, sau chiar primul care m-a anunțat numirea dumneavoastră, dar am uitat acolo în CV să trec că la un moment dat ați lucrat pentru o scurtă perioadă în prefectură, da, în cadrul cancelarii prefectului. Deci, practic, e o revenire. Da, este o revenire. După, teoretic, acela a fost primul meu job. În momentul, da, am noiembrie 2009, undeva august 2010, da, după care am trecut în mediul privat. Da. Uite, ne amintim, era atunci prefect, cred că domnul Moisiu, subprefect domnul Adi Pop, domnul Virgil Panduru și șef al cancelarii era îndrăgitul de noi cei din mass media, domnul Relu Lupu, care sper că e bine acolo unde este. Haideți să vorbim un pic despre ce înseamnă atribuțiile unui subprefect și știu că odată cu nou cod administrativ, cumva, sau nu știu dacă și înainte se făcea așa, e cam cum e la viceprimari. Fiecare dintre ajunți primesc niște atribuții. În cazul dumneavoastră, înțeleg că deja s-a oficializat. Da, există, deci putem împărți atribuțiile subprefectului în două categorii. Prima categorie sunt cele de drept, care ambii subprefecți le primesc de drept. Vorbim aici, fie că vorbim despre atribuțiile pe linie de fapte de corupție pentru conducerea operativă a prefecturii și așa mai departe, și atribuțiile care sunt delegate de către prefect subprefecților. Asta înseamnă coordonarea și unor dintre serviciile de care vorbeam mai exact devreme, nu? Da, și exact. Dumneavoastră ce v-a picat? Eu am în coordonare Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte, am apostila, da, din cadrul prefecturii, apostila, plus acordarea de consultanță autorităților administrației publice locale privind întocmirea hotărârilor de Consiliul, da, Local și așa și de altor. Iar și să facem o paranteză apropo de ce vorbeam mai devreme, cum merge țara asta. Primăriile dau niște hotărâri, că așa funcționează ele, sunt echivalentul unor legi locale, da, da, hotărârile de care toți vorbim, care se duc spre avizare la prefectura Olt și acolo prin juriștii prefecturii primesc avizul de legalitate sau sunt întoarse înapoi. Și iată, asta voiam să spun în plus la... Și da, altceva? Și în plus, compartimentul pentru situații de urgență și ordine public. Am înțeles. Deci sunteți acolo în instituția care ia decizii, mai ales acum, uite, când mi-am adus aminte de vremurile acelea, 2009, se reunea CJSU, care e acronimul acestui, când aveam, cum e acum, vânt puternic, când aveam... ninsori sau alte situații, nu acum se reunește prea des având în vedere COVID-ul. Da. Din păcate, da. Situația pandemică o impune. Și, uite, suntem așa, trecurăm cu vreo 10 minute de când începem emisiunea și voiam să vă întreb o chestie, că am rămas când a rămas fără subprefectul de la USR, despre care știam că nu știu cum s-a întâmplat și dumnealui era desemnat să preia atribuțiile prefectului când acesta ori era în concediu, ori probleme medicale și așa mai departe. Acum, cum este? Cine? Ce... În momentul de față, în momentul în care prefectul lipsește de la serviciu sau este în concediu sau orice altă, da, problemă, conducerea îmi revine mie. Eu am dreptul de a... am fost desemnat să-i țin locul. Deci, practic, dumneavoastră sunteți prefect când nu e domnul prefect. Da.
Și apare acolo tot așa P-ul ăla pe documente, nu exact, pentru prefect da. La semnătură. Dar asta a fost o decizie politică la nivel de alianță sau cum a fost? Sau pur și simplu relația ok sau relația pe care o aveți cu... Nu a fost o decizie politică. Pot spune că avem o relație, chiar dacă suntem de la partide diferite, care în momentul de față au o alianță guvernamentală, vă pot spune că relația dintre noi doi este o relație corectă, este o relație normală, care trebuie să ducă către o administrație corectă și coerentă. Pentru că vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în momentul de față în diferitele crize prin care trecem, multiple crize prin care trecem, oamenii trebuie să găsească, pentru oameni nu contează cine conduce, ideea e că oamenii trebuie să, în momentul când au nevoie de ceva, trebuie să vină la instituția respectivă să poată să-și rezolve problemele pe care aceștia le au. Am trecut cumva cam repede peste ultima parte din ce spuneați dumneavoastră cu atribuții, legătura cu administrațiile publice locale, cu primăriile. Practic, dumneavoastră sunteți, ce spuneați mai devreme, liantul cu primăriile. Care sunt principalele probleme pe acolo? Ce vă semnalează oamenii acum de când... Ce situații întâlnesc cele mai frecvente? Fiind, cum spuneați și dumneavoastră, am legătura și cu primăriile, cu primarii, e o situație puțin ușoară pentru mine, pentru că pe majoritatea primarilor, fiind colegi de partid, ne știm dinainte și la fel aveam colaborarea și când lucram la spital. Este mult mai ușor să interacționezi cu o persoană cunoscută, cu o persoană la care te poți duce și poți cere părerea, pentru că până la urmă nu putem să influențăm noi deciziile pe care aceștia le iau, dar putem să venim cu o consultanță împreună cu juriștii noștri, cu o consultanță care să poată să îi ajute pe aceștia ca hotărârile pe care aceștia le aprobă să fie în conformitate cu legislația respectivă. Am înțeles. Vă răzi dumneavoastră că și e un, cum să zic, e un fapt că peste 95% din primăriile, din cele 112 primării din județul sunt ale oamenilor cu care faceți echipă, de la dumneavoastră din partid, de la PSD. Și aveam o curiozitate, că am întrebat pe toți colegii noastre de partid și au fost, până să luăm vacanță acum în decembrie, au fost majoritatea deputaților de la PSD aici în studioul emisiunii Reporter 24 și încă era cumva abia la nivel de discuție această alianță pe care acum o trăim și o vedem, care a dat acest guvern condus de domnul Ciucă. Nu vă întreabă lumea, domnule, cum stați la masă cu aia care v-au jurat? Că e o întrebare cumva legitimă. Corect, până la urmă, nu? Da. Cum de s-a făcut alianța asta așa care în 2020 nu părea că s-ar putea în următorii 15 ani să existe o astfel de alianță? Ce le răspundeți oamenilor când vă întreabă chestia asta? Lumea trebuie să înțeleagă că Partidul Social Democrat a asigurat o majoritate parlamentară pentru luarea unor măsuri sociale imediate, fie că vorbim despre pensii, despre majorarea pensiilor, majorarea salariilor, cât și în domeniul economic și sanitar. PSD-ul a intrat la guvernare într-un moment de criză politică profundă, într-un moment în care nu putea să stea deoparte și să privească ceea ce se întâmplă în țară. Decizia luată a fost pentru a schimba direcția țării. Pentru că, după cum știm, miniștrii desemnați de către Partidul Social Democrat în actualul guvern sunt oameni din prima linie a partidului, sunt oameni care au experiența și expertiza necesară de a lua deciziile imediate. De asta, în momentul când cineva mă întreabă care au fost argumentele sau cum am putut să trecem peste aceste lucruri în momentul când am intrat în această coaliție, le spun aceste lucruri și le reiterez faptul că fără această coaliție ar fi fost foarte greu pentru România să treacă printr-o profundă criză economică și sanitară și în plus să nu uităm că urmează a fi implementat PNRR-ul, care este un colac de salvare pentru economia țării. Da, trebuie spus că deja își arată colții și unii și alții, și cei de la PSD și cei de la PNL. Pare că încă e așa o lună de acomodare, nu prea e o lună de miere. Chiar cred că la ora asta la care suntem noi în direct la OLTV e o ședință de coaliție,
mă rog, oamenii discută despre cum să ne fie nouă bine, că pe oameni parcă politicienilor de asta le arde cel mai mult. Da, trecând peste, și aș vrea să revin și pe final despre ce faceți dumneavoastră acolo la prefectură. Aveți așa ca un obiectiv, că ne-ați explicat cu ce atribuții aveți, sunteți președintele organizației de tineret a PSD, deci da, și vicepreședinte, cred că la, nu, că aveți de statut, în statut și vicepreședinte la PSD. Membru un birou politic. Da, deci membru cumva sunteți în conducerea PSD Olt. Ce vă propuneți de la acest post? Ce obiective aveți? Știți că e întrebarea de jurnalist. Obiective pe teren, cum era la oracol în copilărie. Bine, mai mult fetele îl completau, dar mai greșeam și noi. Ce vă propuneți pe teren mediu și lung? În primul rând îmi propun ca ce ține de atribuțiile pe care mi-au revenit mie și în principal discutăm despre organizarea și gestionarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Aici discutăm și despre situația, criza pandemică și despre orice altă situație care necesită răspuns imediat. Îmi propun ca să pot să comunic și să putem să găsim împreună cu celelalte instituții angrenate în acest proces, să putem să găsim soluțiile cele mai bune, să existe tot timpul un dialog între mine și angajații din prefectură, între presă și toată lumea implicată în procesul decizional, pentru că prefectura trebuie să fie tot timpul deschisă și instituțiilor, dar și oamenilor. Și instituțiilor deconcentrate și oamenilor. Cum aș vrea să vă întreb acum referitor la ce făceați dumneavoastră până acum, că vorbeam de pandemie și suntem în pandemia asta de parcă nici nu mai știm de când. Câteodată stau și mă gândesc cum era înainte și încerc să evaluez. E puțin ciudat dacă te gândești acum 2 ani, că nu... Post-Covid și acum în Covid sunt lucruri la care nu ne gândeam înainte. Să purtăm mască pe stradă, spre exemplu, cum vedeam noi prin filmele din Asia Îndepărtată, să nu mai poți să dai mâna cu apropiații, să nu te mai îmbrățișezi, să eviți, să te... Numai de pupături nici nu mai poate fi vorba. Dar dumneavoastră, în perioada asta de 2 ani, de când e pandemia, ați fost acolo, în centrul evenimentelor. Ați avut, într-adevăr, o funcție la spital, ce presupune mai mult, nu neapărat actul medical, partea financiară, dar totuși făceam parte din conducerea spitalului, membru în comitetul director. Cum ar fi, dacă ați rezuma ce s-a întâmplat din punctul de vedere al directorului economic al spitalului, ce s-a întâmplat cu spitalul și, în general, cu pandemia, și cum v-a ajutat, că, până la urmă, e o experiență acumulată, vrei, nu vrei, rămâi cu ceva. Cum crezi că vă va ajuta pe mai departe în cariera politică, până la urmă? Da, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, practic vin din linia întâi, chiar dacă nu tratam pacienții, dar eram parte integrată a procesului decizional din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. M-a ajutat enorm această experiență, pentru că am reușit să învăț lucruri care, cum se gestionează anumite lucruri, anumite crize. Dacă vă aduceți aminte, la începutul pandemiei nu prea știa nimeni cu ce se mănâncă COVID-ul. Fiecare, unele decizii erau luate, erau date niște decizii astăzi, se revenea asupra lor pentru că se constata că nu erau deciziile cele mai bune. Dar nu numai experiența de la Spitalul Județean de Urgență Slatina m-a ajutat. Consider că cei peste 10 ani pe care am avut activitate în mediul privat m-au format ca și om, ca și structură, și beneficiul acestei experiențe vast, unii spun că e vastă, alții spun că nu e vastă, dar sunt convins că în momentul în care ne vom lovi și vor fi situații de criză și în cadrul prefecturii Olt, vom avea abilitatea ca să luăm cele mai bune decizii în cel mai scurt timp, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Da, vorbim de gestionarea pandemiei și nu în puține rânduri, și aici, pe scaunul pe care stați dumneavoastră acum, au fost persoane, președintele Consiliului Județean Olt, alte persoane cu funcții, să zicem, cu oameni care au
decis pentru, noi, pentru olteni, și de multe ori se trăgea un semnal de alarmă referitor la, cum e gestionată pandemia și mai ales la faptul că nu existau medicamente pentru, tratarea bolnavilor cu, forme ușoare și medii. Cum ați văzut dumneavoastră că s-a gestionat pandemia într-un moment în care, iată, nu exista această alianță, nu, PSD nu avea Ministerul Sănătății, având în vedere ce spuneam mai devreme, că 95% din, că 95 dintre primării sunt, erau ale PSD-ului și că acest județ, oamenii din acest județ au așa o înclinare către stânga, nu eram printre, cel puțin din spitalele, nu erau printre cele mai fericite cazuri, nu aici veneau primele alocări de fonduri, alocări de medicamente. Cum era atunci și cum vedeți că e acum? Nu pot să spun eu dacă a fost gestionată bine sau rău situația pandemică la început. Pot să vă spun că lipseau medicamentele. Într-adevăr, lipseau medicamentele, vorbesc de medicamentele de bază, gen tocilizumab, gen remdesivir. Aceste medicamente lipseau cu desăvârșire și în momentul în care veneau cotele alocate, vorbesc doar pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, erau atât de mici încât în momentul când aveai 100 de pacienți și primeai medicamente ca să poți să tratezi, nu știu, 6-7 pacienți, trebuia să iei o decizie. Și în momentul respectiv treia se înturnea o comisie de medici care puneau pe masă toate cazurile pe care le aveau și luau decizia, cazul care e cel mai grav trebuia primea tratament, adică se dădea în baza unei... Erau oamenii puși în situația să aleagă... Da, din păcate da. Noroc, vă aduceți aminte la începutul pandemiei, nu se găseau măști, nu se găseau combinezoane, nu era... Cum zic, instalațiile de aer și au fost tragedii. Exact, adică au fost situații destul de delicate. Norocul nostru a fost că am reușit să facem un stoc de măști și combinezoane la început până să dispară de pe piață. Și pentru că vă dau un exemplu, masca la început costa 60 de bani. În momentul în vârful pandemiei era 4 lei și 60 de bani, adică erau și niște prețuri... A fost cazul unei bucătărese de la Giurgiu, dacă vă ziceți aminte, s-a îmbogățit vânzând... Da. Nu știu dacă DNA-ul e acolo, da? Dar să știți că s-a făcut cu resursele limitate pe care le-am avut, cu neajunsurile, cu absolut tot. Să știți că medicii de la Spitalul Județean de Urgență Slatina au făcut de multe ori lucruri extraordinar de bune cu foarte puțin. Foarte puține. Și acum înțeleg că deja CASE-ul a aprobat, Casa de Asigurări de Sănătate a aprobat finanțarea acestor centre de evaluare și tratament COVID. Cum e procedura, așa, spuneți-ne un pic că nu știu dacă s-a mai vrut la televizor despre specificul județului. Astăzi, Direcția de Sănătate Publică a avizat centrele de evaluare și tratament COVID. Urmează ca zilele următoare să fie aprobate, să fie semnate contractele de finanțare cu Casa de Sănătate. Dar nu vorbim numai doar de centre de evaluare și tratament, vorbim aici și de medicii de familie care și aceștia o să trăiască să încheie contracte cu Casa de Asigurări de Sănătate. Practic, prin aceste centre de evaluare și tratament COVID se încearcă tratarea acestui virus în primele 7 zile de la debutul lui. De asta este foarte important și aportul medicilor de familie în această problemă, pentru că cu cât pacienții se prezintă la centre de evaluare și tratament mai repede, cu atât scade incidența persoanelor internate Se ia presiunea de pe spitale, pentru că faptul că a apărut COVID-ul nu le-a oprit celelalte boli, nu le-au ținut pe loc. Și sunt multe persoane care, neputând fi tratate în spital și întârziind foarte mult aplicarea tratamentului de specialitate, au venit în momente critice pentru ei la spital și a fost foarte greu ca să poată fi repuși pe picioare. De asta vă spun că centrele de evaluare și tratament practic vor reuși să facă să
trieze puțin pacienții, adică să nu mai fie, să nu mai fie nici presiune atât de mare pe unitatea de primiri urgențe, pentru că la un moment dat erau câte 60-70 de pacienții doar de COVID care erau în așteptare. Practic în aceste centre de evaluare și tratament li se vor face analizele pacienților, în cazul în care este nevoie va fi făcută o radiografie pulmonară. Și în funcție de această, de rezultatele analizelor și radiografia respectivă, se ia decizia, se va da tratament antiviral. Dacă este cazul, se prescrie o rețetă oamenii îl iau tratamentul acasă sau tratament cu anticorpi monoclonari, bineînțeles în limita stocurilor de medicamente disponibile. Oamenii vin, li se administrează, stau, practic totul se face în regim de spitalizare de zi. Da. Adică de dimineața până la ora 2-3, după aia pleacă acasă. Deci. Da, acum trebuie spus să sperăm că și oamenii atunci când au simptome și simptomele nu sunt dintre acelea ușoare, că ți-ai pierdut mirosul și gustul sau ai un pic de febră și tuse, ci când, nu știu, e mai greu, nu poți trezi în pas să vină la spital, pentru că s-a pus un stigmat și discutam și înainte de pauză cu dumneavoastră, înainte de a intra în direct, cum a fost acum 2 ani, că era cumva deținut al spitalului, chiar dacă nu avea simptome, era la început, nu se cunoștea despre boală cât de gravă este, însă acum totuși a mai evoluat și... Cel mai important în momentul când oamenii, fie că se testează un regim propriu, fie că se testează la medicul de familie, fie că... Sau la farmacie, posibilitatea și la farmacie. Da, trebuie să contacteze prima dată medicul de familie, pentru că medicul de familie va ști exact, îl va întreba, va ști exact care sunt, ce trebuie să facă mai departe. De asta s-a încercat și implicarea tot mai mult a medicilor de familie, pentru că până la centru de evaluare și tratament, medicul de familie trebuie să fie interfața între pacient și centru de evaluare. Da, mai sunt probleme acum, ce știți, ce vorbeam înainte cu medicamentele și cu acești anticorpi, care înțeleg e un tratament revoluționar sau e un tratament care a dat rezultate? Din informațiile pe care le avem până în momentul de față, spitalele au stocuri pentru acești anticorpi monoclonari. Nu știu să vă spun ce înseamnă la nivel de țară ca și... Nu, vorbim de județul. Noi în momentul de față avem și anticorpi monoclonari și antiviralele, favipiraviru. Sunt și s-au încercat, știu că a fost semnalizată problema anticoagulantelor pentru că a fost o penurie la nivel de țară de anticoagulante și sunt foarte importante anticoagulantele să fie administrate împreună cu tratamentul de COVID pentru că ajută foarte mult pacientul. Din informații pe care noi le avem în momentul de față și la nivelul de cazuri pe care îl tratăm în spitale în momentul de față, suntem acoperiți. Rămâne să vedem ce se va întâmpla. Sigur. Mai e o problemă, cumva, mână-mână cu felul în care s-a gestionat pandemia, cel puțin la noi în România, și anume campania de vaccinare, care, cred că suntem de acord cu toții, că e un adevărat eșec, că fake news-ul și teoriile conspirații oniste de pe Facebook și de AIVA, de pe TikTok sau de unde mai aveți dumneavoastră, au învins, au prelevat. Oamenii ascultă mai degrabă ce spun niște conturi false de pe Facebook decât ce spun specialiștii, medicii care au făcut școală, vorba aceea, care au ceva. Cum vedeți continuarea campaniei de vaccinare? Din punctul meu de vedere, n-ar mai trebui căutați vinovații dacă vaccinarea sau n-a fost un succes. Mă bucură faptul că eu nu sunt vaccinat. Și mă bucură faptul că deja au început programările pe platforma electronică pentru vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani. Și iar începând cu 26 ianuarie, aceștia se pot prezenta la centrele de vaccinare. În județul Olt vor fi centre de vaccinare pentru copii cu vârsta între 5 și 12 ani în Slatina, în Caracal, în Balș, în Corabia și în Scornicești. Da.
Și pe această cale facem iar un apel pentru populație de a să meargă să se vaccineze, pentru că este cea mai sigură și cea mai ușoară cale. Nu spune nimeni că nu vom mai lua virusul, dar vom face o formă ușoară care nu va necesita nu știu, Doamne ferește, internare în ATI sau intubare. Ceva. Da, e, spuneam de fiecare dată când apare subiectul ăsta aici la noi la emisiune, nu pot să nu-mi exprim frustrarea că eu atunci când m-am vaccinat a trebuit să mă duc 70 de kilometri, 35, 35 întors până la Caracal, că nu am găsit loc aici, da? Și acum când e pe toate drumurile, ba mai mult le dă și 100 de lei, da? Că mulți s-au dus pentru acea 100 de lei, nu se mai duce lumea, e un relax. Bine, cauzele sunt multiple, dar nu știu dacă noi suntem cei care vom găsi răspunsul și mai ales vinovații. Vreau să vă întâlnesc pe activitatea în CGSU mai departe, că au fost niște, și astăzi cred că a fost, s-a reunit, da. Și s-au luat niște hotărâri că rata de infectare la Slatina, cel puțin ca noutate, a trecut de 1 la 1000, 1.04. Da. Și haideți să vorbim care e procedura, cum se iau deciziile și care sunt informațiile de care se ține cont. Deci, practic astăzi în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au fost încadrate 4 localități din județul nostru care au o rată de infectare mai mare de 3 la 1000 de locuitori, rată cumulată la 14 zile. În aceste localități sunt o serie de restricții, cum ar fi prezența în cafenele, în baruri, în localuri, limitată la 30% din capacitatea localurilor respective, iar persoanele care au acces în acestea trebuie să fie vaccinate. Trebuie să prezinte certificatul verde, da? Trebuie să prezinte certificatul verde la intrarea. Și la Slatina, care peste 1, trebuie 50%, nu? Da, exact. Diferența, avem 17 localități care au o rata mai mare de 1 la 1000, dar mai mică de 3 la 1000. Sunt 17 localități. Singura diferență la acestea, prezența în localul și în cafenele nu are voie să depășească 50% din capacitatea acestora. Am înțeles. Haideți că suntem pe final de emisiune și aș vrea să vorbim un pic și despre ce se întâmplă cu criza de energie. Sărim cumva direct la... De noi de oameni de rând aș vrea să vorbim un pic după pauză. Aș vrea să mă refer un pic la ce se întâmplă la Alro Slatina, că uzina de aluminiu nu e nicio reclamă, putem să-i spunem numele. Este o situație acolo, încă de săptămâna trecută s-a luat decizia închiderii unor hale de producție. Conducerea companiei a anunțat că se reduce activitatea de producție. Au fost două proteste, unul în fața la dumneavoastră la noul loc de muncă, la prefectură. Ați avut o întâlnire cu domnii de acolo, cu domnii reprezentanții sindicatului, cu liderii protestului. Cum a fost? Care sunt... Da, protestul dânșilor a fost chiar în prima zi, chiar în prima mea zi la serviciu. Într-adevăr, este o situație delicată atât pentru Alro, cât și pentru celelalte firme de pe platforma industrială a Slatinei și nu numai. Pentru că este o situație care afectează industria în general. Industria din România este afectată de această situație. Sunt convins că așa cum spunea și dumneavoastră, chiar în momentul în care noi avem emisiune aici, partidele din coaliție discută despre modalități de a veni cu ajutoare atât pentru școli, spitale, instituții și așa mai departe, cât și pentru utilizatorii casnici, pentru că da, în momentul când faci o liberalizare a pieței energiei într-o situație pandemică, s-ar putea să te întâlnești cu astfel de cazuri. Da. Cum avem și noi, nu, într-adevăr, prețul este mare în toată țara, în toată lumea, observăm creșteri, dar cred că trebuiau totuși făcute puțin etapizată această liberalizare a prețului, adică să nu afecteze chiar atât de mult populația. Dar populația și mari consumatori de energie, că pentru vorbim că, de cei de la Alro. Da, am discutat cu dâns și într-adevăr am primit o delegație a
manifestanților în sediul prefecturii. Am stat, am discutat cu dânsii și problemele ridicate de către aceștia au părut pertinente și am făcut și o adresă către ministerele de resort. Da, pentru, Ministerul Energiei, în primul rând, înțeleg, exact. Domnul Virgil Popescu acolo. Da, am făcut o adresă în care am explicat întocmai doleanțele pe care dânșii le aveau și sperăm ca situația să nu mai treneze prea mult, pentru că este păcat de oamenii care lucrează la Aldro și nu numai, dar și de consumatorii casnici, pentru că și pentru ei este o povară, și pentru mine și pentru dumneavoastră este o povară în plus. Creșterea facturilor, mai ales în perioadă, în sezon rece, creșterea facturii la gaze. Am văzut, spre exemplu, înainte să vin la studio OLTV, o situație într-un oraș din România, în Bârlad. Factura pe luna decembrie la gaze, la o școală, vorbim de gaze, dar e aceeași situație, că s-a scumit și gazele și energie electrică, asta e. Deci factura pe o lună la o școală, 80.000 de lei. 800 de milioane vechi. Păi da, dar la un moment dat era mai mare decât bugetul UAT-ului. Păi da, nu își permitea, da. Vă dați seama, e municipiu Bârlad și are mai multe școli. Dacă aduni ce are fiecare, depășea bugetul total al primăriei. Deci sunt cazuri... Din păcate, cred că și eu știu că până la 31 martie instituțiile școlare, spitalele și câteva instituții de strategice aveau o plafonare a prețurilor. Asta trebuia făcut. Bun, păi am înțeles că și noi, cetățenii, beneficiam de această plafonare și nu s-a prea făcut. Tot sursa, tot de la dumneavoastră, de la PSD, am văzut că... Dar problema mare este, ok, s-au făcut plafonarea, dar facturile în continuare vin cu prețurile mărite. Adică nu... Și dacă nu ești atent, s-ar putea să... Da, s-ar putea să tragem de priză, să stăm pe întuneric. Dar uite, de la... Cum e procedura? Deci dumneavoastră ați făcut solicitarea asta la Ministerul Energiei? E vreun semnal de acolo? Sau e așa... E o procedură să fie făcută, că domnul Virgil Popescu am văzut că e foarte relaxat în intervențiile, nu știu, poate dânsul nu plătește sau îi decontează statul. Intenția noastră n-a fost doar să facem o acțiune de dragul de a o face. Corect. Intenția noastră a fost una cât se poate de serioasă și dorim să rezolvăm această problemă. Să sperăm că vor fi găsite pârghiile necesare încât să poată fi, nu spune nimeni să ne întoarcem la prețurile vechi care erau acum un an de zile, dar trebuie găsit înțeleg echilibru. Că propunerea de la domnul Ciolacu, președintele dumneavoastră, președintele PSD, este, mă rog, e la nivel de partid până la urmă, dânsul este doar vocea care spune ce s-a hotărât acolo la PSD, este TVA 5% pentru energie. Sunt mai multe dar asta ar fi cea mai importantă. Da, TVA a scăzut de la 19% la 5%. Cum v-am zis, orice ajutor, orice... Apropo de ce vorbeam la început, contre, înțeleg că domnul Câțu nu vrea celălalt, adică că nu-i convine domnului Câțu. Da, dar trebuie să ținem cont de faptul că noi nu trebuie să ne convină sau să nu ne convină nouă politicienilor. Trebuie să treacă peste orgolii și peste tot ceea ce înseamnă interesele partinice și să, ca oamenii să primească un ajutor din partea statului, pentru că de-aia suntem acolo. Da. Încă o dată, înțeleg că la ora asta s-o fi terminat deja, noi nu știm ce s-a întâmplat, să ne uităm un pic pe pauză, că vine pauza, să ne uităm un pic pe agenție de presă, să vedem dacă au ajuns la un consens cele două mari partide ale țării. Așadar, luăm pauză și revenim cu discuții despre facturile dumneavoastră și subiecte mult mai interesante. Pauză și revenim. A revenit la emisiunea Reporter 24, alături de mine este domnul noul subprefect al județului, domnul Cosmin Floreanu, care în același timp e și președinte al organizației de tineret a PSD World. Trebuie să precizăm că acum se poate, e bine, e tot în regulă. Vorbeam despre criza energiei și ca o concluzie așa pe subiectul ăsta, domnul subprefect, domnul Virgil Popescu, ministru energiei de 2 ani, de mai mult de 2 ani, cred că din 2019, de înainte de criză, da, după ce a căzut guvernul Dăncilă,
domnului acolo, bine mersi, ne îndeamnă să nu plătim facturile. Și astăzi am văzut că a revenit, după ce săptămâna trecută spuse același lucru, să nu plătim facturile, că sunt prea mari și că le rezolvă dânsul. Cum? E un lucru demn de un ministru? E o chestie responsabilă să spui asta? Mai corect ar fi fost să găsim o variantă și o soluție ca să nu mai vină facturile greșite, nici de cum, sau recalcularea lor. E una din propunerile făcute de către Partidul Social Democrat, recalcularea facturilor să fie făcută fără a percepe penalități oamenilor, pentru că au fost calculate greșit. Asta este o soluție. Nici de cum să nu plătim facturile. Ales că facturile sunt executorii, adică sunt ordine executorii. Exact. Și de altfel și de astfel trebuie găsit și o variantă, adică nu, dacă a fost calculată o factură greșit, se constată acest lucru că a fost calculată greșită, întocmită greșit, trebuie găsit și o variantă ca să nu debranșăm oamenii, să trezească brusc în plină iarnă că se debranșează de la energie electrică, de la gaze, pentru că e o situație, trebuie să ne gândim și la toate aspectele astea. Poate în zilele astea o să le vină celor din Alianță minte la cap și o să, nu știu, să remanieze și pe domnul Virgil Popescu și să vină și altcineva mai capabil. Că poate e ajuns din 2019. Nu știu. Este exclusiv... Noi punem întrebări. Este exclusiv atributul Partidului Național Liberal să facă acest lucru. Dar uite, că am trecut așa cumva în bucătăria internă a coaliției, cum vi se pare până acum colaborarea cu cei... Că facem așa o închidere ca romanul Ion, când se intră în sat este Troița, când se iese la final romanului tot cu Troița încheiem. Cum e alianța? Este o colaborare care a fost făcută într-o situație de criză absolută. O colaborare venită pentru că oamenii nu puteau să asculte numai acuze, ci aveau nevoie și de soluții. Să nu uităm că în ultimii 2 ani de zile am văzut la televizor războaie PNL-USR, PNL-PNL, Câțu Borban și așa mai... Și PSD-PSD am văzut, zic eu dacă dumneavoastră nu puteți să ziceți. Și așa mai departe, să nu uităm că de 2 ani de zile s-au chinuit să încropească un PNRR, un PNRR care, așa cum am mai spus, este important, este vital pentru dezvoltarea României în următori pe perioadă scurtă și medie. Pentru că fără acest PNRR o să ne fie foarte greu ca să ne dezvoltăm. Această colaborare a Partidului Social Democrat cu PNL-ul, indiferent de riscurile de imagine pe care le-ar putea avea Partidul Social Democrat în urma acestei colaborări, a trebuit să intre în această guvernare, pentru că oamenii așteptau soluții, oamenii aveau nevoie de soluții concrete și corecte pentru nevoile pe care ei le aveau. Să nu uităm că deja putem să vorbim despre primele măsuri, dar fie că vorbim despre majorarea pensiilor, majorarea alocațiilor și multe alte măsuri care au fost luate în cadrul acestei colaborări. Și sunt convins că și pe viitor, așa cum am văzut că au decurs această coaliție, sunt convins că fiecare, în momentul când va avea ceva probleme sau va avea nemulțumiri, se va pune la masă cu celălalt și se va găsi soluția optimă pentru oameni. Pentru că oamenii de astea ne-au ales să fim acolo, să putem să guvernăm și să aducem stabilitate pe termen scurt și lung țării. Vorbează despre lucruri care deja s-au făcut și noi suntem un județ preponderent agrar cu legumicultori mai ales, dar și cultură mare. Și iată un coleg al nostru de listă, că trebuie să spunem că domnul Florian a fost și candidat la Camera Deputaților la alegeri din 2020. Și domnul Chesnoiu, iată, este, după ce că e deputat, este și ministru al agriculturii. Este într-adevăr anunțurile pe care le-a făcut și cum a fost făcut bugetul Ministerului Agriculturii, dă speranțe oamenilor care sunt în acest domeniu. Dumneavoastră, cum vedeți ce a făcut colegul nostru? Ministrul Adrian Chesnoiu este, din punctul meu de vedere și din punctul colegilor mei
din organizația de la OLT este omul potrivit la locul potrivit în acest moment. Pentru că a dovedit că poate genera investiții durabile pentru satul românesc, venituri sigure pentru fermieri și de asemenea programe bune pentru produsele românești. În scurtul timp de când este ministru al agriculturii, s-a putut observa clar o îmbunătățire și exact cum spunea și dumneavoastră, s-a întocmit un buget foarte bun, programul național strategic a fost revizuit, putem vorbi, fie că vorbim despre programul Tomata care este așteptat cu interes de fermieri, chiar schemele de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată sunt lucruri pe care el le-a făcut și toată lumea este de acord că este un ministru performant. Chiar mă uitam zilele trecute la expunerea miniștrilor, era un studiu făcut și era în partea de sus a clasamentului Adichezunoiu, deci sunt convins că o să facă o treabă bună. O prezență și uite, noi ne bucurăm ca emisiune că a fost de câteva ori și la noi la emisiune la Reporter 24. Înțeleg că această coaliție stă în nu rotativă sau rotativă, nu știu cum îi zice, un schimb între cele două mari partide, că UDMR-ul n-a intrat la rotativă, undeva la anul, în 2023, ar trebui domnul Ciucă să nu mai fie premier și să vină un reprezentant al dumneavoastră, al PSD-ului. Credeți că rezistă până atunci coaliția? O să fie așa de... Așa cum am spus și mai devreme, Partidul Social Democrat a intrat la guvernare având niște principii care au fost nenegociabile și sunt convins că atâta timp cât aceste principii vor fi respectate și totul se va guverna cu bună credință, Partidul Social Democrat va rămâne în continuare în această coaliție. În cazul în care se vor schimba anumite principii, am spus-o public și prin președintele partidului că PSD nu se agață de guvernare. Da, pe cine ați vedea premier de la PSD după ce, când o să vă vină rândul, că înțeleg așa, e o chestie care se va decide atunci sau... Partidul Social Democrat tot timpul a avut oameni de valoare, oameni cu experiență, oameni cu expertiză și sunt convins că în momentul când va fi momentul ca noi să desemnăm primul ministru, Partidul Social Democrat va avea persoana potrivită pentru această funcție. Mă gândeam așa la alianța asta, că e fostul USL până la urmă, bine, fără UDMR, dar cred că și UDMR era pe la guvernare, deși cred că și dumneavoastră erau pe acolo... cel puțin din Parlament, parcă susținea USL-ul. Și știu că multă vreme s-a discutat în acea perioadă despre un candidat comun al PNL și PSD la prezidențiale, ca cu vine 2024, când o să avem în premieră, cred că, 4 rânduri de alegeri în același an. Da. Vedeți sustenabil ideea asta că mulți zic că ar trebui susținut un candidat comun PSD-PNL? Cred că în momentul de față e cam de vreme să ne pronunțăm și trăind și văcând. Adică da. E mai vedeți, cale lungă până în 2023. Cum vă înțelegeți? Până în 2024 mai este cale lungă și vedem cum evoluează lucrurile. Da. Suntem pe final de emisiune și aș vrea să vă întreb așa ca final, ce preconizați pentru anul ăsta, mai ales din punct de vedere pandemic și din punct de vedere al crizei acesteia? Credeți că vom vedea luminița aceea de la capătul tunelului pe care o așteptăm noi de mici, apropo de generația 86. Cu toții ne dorim acest lucru, pentru că, totuși, venim după 2 ani în care am trăit cu restricții, cu și o teamă de a nu ne îmbolnăvi, de a nu transmite mai departe către apropiați, către familie, către părinți. Ne dorim, sperăm ca varianta Omicron să fie ultima variantă acestui virus sau cel puțin să putem ține sub control această pandemie și din punct de vedere economic să înceapă
atragerea fondurilor prin Programul Național de Redresare și Reziliență, pentru că am repetat-o, cred că e a treia oră când o spun în seara asta, este un punct de contitură pentru evoluția României în anii următori. Și de ce nu să ne întâlnim iarăși, să putem să mergem liberi, să nu mai avem teama asta, să socializăm mai mult, pentru că odată cu pandemia am întrerupt și socializarea și lucrurile care ne făceau plăcere înainte. Da, domnule subprefect, vă mulțumesc că, iată, ați ales ca emisiunea Reporter 24 să fie prima dumneavoastră, la noi să fie prima noastră apariție din această nouă postură. Sperăm să reveniți la noi la emisiune. Cu drag oricând. Vă mulțumesc și dumneavoastră dacă v-ați uitat la noi. Dacă nu, trebuie să apreciez ca de fiecare dată că începând de mâine puteți vedea emisiunea oricând pe site-ul reporter24.info. De asemenea, acolo găsiți cele mai noi știri și informații din județul Olt și din întreaga regiune, dar și de la nivel național, bineînțeles, subiectele pe care le considerăm noi că trebuie să ajungă la dumneavoastră. Totodată ne puteți vedea în reluare tot la Olt TV de la ora 18:20. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră. Bună seara, domnule subprefect. Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Până data viitoare, sunt Ionu Jivcu, toate cele bune.